Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi voi mai pune două adăpători în cele două separee care sunt pentru iezi, pentru că acum am adăparea pe găleată și chiar m-am săturat să schimb apa sau să pun apa acum și vorba cu mătrului Mihai Filip. În 10 minute să-și facă nevoile sau să-și bage un picior în apă găleată și atunci se știe că virgulă caprele nu mai beau acea apă stând fără apă până când schimbăm apa murdară. Deci cel mai bine este cu adăpători, este să se pun mai sus și nu-și mai fac nevoile. Am luat aici două adăpători, am luate de pe net. Au costat 250 de lei, cealaltă este în cutie, cu tot cu transport și aici ustensilele și piesele care, de care am nevoie pentru a face instalația. Am luat și o foarfecă de PPR, țevile, deci tot m-a costat 450 de lei, dar zic că se merită pentru că nu mai avem treabă cu murdărirea apei de către capre. O să vă arat și cum arată la sfârșit. Și cred că o să pun chiar la sfârșitul acestui video și un scurt video cu locul de unde voi lua viitorul vericaș de duroc. O să vedeți mama lui și purceii de unde îmi voi alege un vericaș, așa că rămâneți până la sfârșitul acestui video. De ce îmi place mie să folosesc acest sistem de bufaj pe pereu? Pentru că nu avem nevoie de aparat de lipire pe pereu, avem nevoie doar de o foarfecă. Se taie foarte frumos. De mufe de acest gen. Ele normal sunt pentru țeavă neagră, dar eu folosesc PPR pe 20. Este foarte simplu. Aici puteți vedea cum se procedează. Se desface mufa. O să desfac ca să vă arat de la început. Mufa vine cu toate aceste trei. O garnitură și două. Prima dată băgăm mufa, după aceea băgăm piesa albă care ajută la strângere. Nu știu acum, cred că invers se bagă, da? Să mă uit. Deci aici putem vedea și o băgăm exact cum este, deci cu partea îngustă spre mufa albastră. Aici este un teu care putem ramifica. Deci prima dată băgăm mufa albastră pe PPR. Băgăm cu partea îngustă spre mufă. Băgăm piesa neagră care strânge garnitura. Și la urmă băgăm garnitura, ca să fie mai simplu să nu se foarfece. O băgăm prima dată pe, deci o băgăm noi pe țeava de PPR, după care luăm piesa în speță cotul, împingem tare țeava de PPR astfel încât să intre garnitura. Păcate nu a ieșit din prima, dar deci trebuie să intre și garnitura și corpul negru. Thank you.
Așa. Se vede aici corpul negru care a intrat, garnitura este înăuntru și după care venim cu bufa și pur și simplu o înfiletăm. Astfel ea va strânge pe garnitură și nu va permite apei să se prelingă. Strângem cât putem, nu trebuie neapărat chei și așa arată un cot folosit la instalația pentru adăpători. Am reușit să finalizez lucrarea. Acesta este principiul pe care funcționează. Se închide plutitorul. Mai trebuie să reglez un pic, dar eu zic că este bine, că nu trebuie să fie chiar plină. Important este că nu curge de la nicio îmbinare. Aici am venit la țap de la iezi. Aici este la iezi. Cu Teo am coborât și până la bazinul de apă. De acolo iarăși am coborât cu un Teo. Deci cam asta este sistemul de adăpători. Am acum 3 adăpători. Mulțumesc pentru vizionare și v-am spus, rămâneți să vedeți și video cu viitorul vericaș care urmează. Sănătate!